Bună, ce faceți? Eu sunt Laura, el este Marc. Stam, Laura, îmi pare bine. Stai că trebuie să-mi găsesc poziția. Hai, sfătuiește-mi, este primul vlog al meu, adică eu n-am nicio idee. Nu pot să cred. Deci sfătuiește-mi ceva, cum stai? Eu știu de ce e cald afară, cauza mea. Îl știți pe Marc Stam? Dacă nu-l știți pe Marc Stam, deja, el are foarte... Îl știți pe Marc Stam, dar în caz că sunteți 1% care l-au ratat, zi-ne, Marc, de tine ce cânti. Mie favorita mea e Impar. Acum, nu știu. Mai zi-ne și alt. Impar? Da. Nu e Impar? Nu e Impar? Nu e Doar Noi? Ce? A, nu, favorita e Impar, 100%. Adică era Doar Noi până ai scos Impar și când ai scos Impar am ascultat-o pe repeat acasă foarte mult timp. Favorita ta care e? Favorita mea rămâne încă Doar Noi, dar nu pot nici de cum să... Da, mai ai, urmează multe. Să schimb. Da, urmează, la sigur urmează. Este o piesă, de fapt, tu știi cum se numește? Eu știu, nu pot să zic, dar am auzit-o și este genială. A, mersi mult. Astăzi, ca să te cunoască oamenii mai bine, să vadă ce băiat super de treabă ești, câți ani ai tu? 20. A, ești mai mic decât mine, eu am 21. Da, nu importă, un an diferență. Ce? Nu ce? Nu importă. Nu mai am diferență. Da. Nimic tot. Da. O să jucăm un joc, ca să te cunoască oamenii mai bine, să te cunosc și eu. Se numește Would You Rather, adică ce ai alege între ceva și ceva. Ok. Și îți dau două variante, răspund și eu, răspund și tu. Îți place? Da, așa îmi place. Așa îmi place, că suntem implicați amândoi. Da, normal, normal, normal. Bun. Prima întrebare. Ce ai renunța? La toți banii și toate obiectele pe care le ai sau la toate pozele cu tine care au existat vreodată? Adică să nu mai vezi nicio poză cu tine niciodată sau să nu mai ai niciun obiect. Până la sfârșitul vieții să nu văd nicio poză absolut. Da, să nu ai nicio poză cu tine. Na, cred că aș renunța la bani ca să par nice în fața. Da, ca să par nice. Aș renunța la poze. Aș renunța. Serios? Da, normal, dar avem nevoie, dacă avem amintirile, chiar avem nevoie de poze. Bine, deși e ciudat. Nu vezi niciodată nicio poză cu tine. Ar fi foarte bizar. Ar fi ciudat, nu pentru noi, cât gen pentru copiii noștri sau ceva de genul. Și gen când tu apari în cameră sau de video nu se leagă asta. Na, nu știu, nici video, îți dai seama, niciun material. Am boala asta să complic lucrurile. Bă, da, renunți la telefonul tău, la, nu știu, tot. Serios, la tot? La tot, material. Tot, da. Nu, cred că rămânem cu materialul. Na, aia zic eu. Și tu tot, da? Da. Asta, fără poze. Ce ai prefera între să fii faimos cât ești în viață și uitat fix după ce mori, sau să nu te știe nimeni toată viața și să fii faimos după aia? Și să rămân în amintire. În da. Da, cred că a doua variantă. A doua variantă? Sigur. Să nu te știe nimeni și după aia? Păi, eu cred că așa ar avea un impact mai mare tot ce am făcut până atunci, știi, păi, dar ar avea un impact destul de mare. Ok. Eu cred că aș vrea să fiu faimoasă cât sunt aici. Aha, ok. E greșit? Nu știu, da. Voi ce ați face? Voi, tu, ce ai exact. Face? Tu ce ai face? Ai alege să porți șosete ude pentru tot restul vieții sau să te poți spăla pe cap doar o dată pe an? Gen, să ai de fiecare dată ciorapi uzi? Okay. Ciorapi. Uite că am inventat un cuvânt nou, ciorapi. A, erai confuz, nu știai ce șosete. Nu, știu ce sunt șosete. Așa, sau să... Ok, deci hai încă o dată. Șosete umide sau ude. Ude pentru tot restul vieții. Sau... sau să te poți spăla pe cap doar o dată pe an. O dată pe an. Adică aș renunța la... la spăla pe cap? Nu, la șosete. Gen, m-aș spăla pe cap o dată pe an. Decât țâmlu. Da, deci ai preferat să ai ciorapi uzi. Peste o săptămână picioarele alea o să moară. Ele okay. La propriu o să moară. Ok, ok, ok. Da, are sens. Eu aș vrea la fel, să mă spăl pe cap o dată pe an. Da, cred că toți așa ne spălăm în fiecare sâmbătă. Eu mă spăl de două ori pe săptămână. Na, și nu acum, adică, dar în săptămânile adică, bune. Și odată n-am, adică tot e actual. Adică... frumos, să știi. Mersi mult, stai un pic frumos. Mulțumesc mult și eu. Așa, ai purtat lejeria intimă purtată de cineva sau te-ai spălat cu nu periuța de... Nu, ce? Nu am vrut să spun că a fost un moment romantic și am vrut să spun așa. Da, iartă-mă, da, l-am stricat, ți-am distrus moment romantic. Hai, încă o dată. Încă o dată, da. După momentul romantic de Marc Stam, ai purta lejeria intimă purtată deja de cineva sau te-ai spălat cu periuța de dinți folosită? A cuiva, un străin. Întrebările astea... Eu una zic din start, poate te ajută că m-aș spăla cu periuța. Ai, mă spăl cu periuța. Adică am mai făcut asta. Deși, da, că tare, îmi place. Mergi și eu pe variantă. Voi pe da? Ce variantă mergi? Da, deci și tu cu periuța?
Adică nu e atât de rău, mi se pare gen kiloți, este în ceva exact, mult prea... Exact, mai ales dacă omul a fugit toată ziua sau... Da, hai să nu întreb în detalii. Ce ai prefera între să spui adevărul mereu, gen non-stop doar adevărul, sau doar să minți? Gândește-te că adevărul, gen orice spui, îmi să fie adevărat. Îmi plac provocările tale, sunt de viață, știi? De la kiloți la periuță? De la kiloți la periuță, nu, ce se întâmplă zi de zi. Cred că aș renunța la minciuni și spun doar adevărul. Eu aș minți. Păi înseamnă că tu minți foarte des, da? Da, 100%, da. Și ai mințit că îți place în par, de fapt îți place doar noi. Că ce? Da, 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 da. Nu, e foarte posibil să fii mințit cu foarte multe lucruri. Deci n-aș putea să zic doar adevărul. Dar, da, aș minți. Aș minți pentru totdeauna. Wow, nu m-am așteptat la asta. Sunt dezamăgit. Nu, te rog. Inima mea e... Tu ai spune adevărul? E bucățesc. Suflet bun. Te admir pentru asta. Nu, să nu mai... Ce ai prefera în... Ce? Tu nu? Eu nu. Ce ai prefera între? Să nu mai ai internet niciodată sau să nu mai mergi cu avionul niciodată? Să știi că eu prima oară cu avionul am mers cu vreo 2 săptămâni în urmă. Ah, ce drăguț. Deci aș putea, cred că, să renunț la avion. Păi da, dar gândește-te că, uite, o să ai turnee, o să mergi prin țară, o să mergi prin lume la un moment dat. Știi că provocările tale sunt de viață. Păi aia zic, o să fie foarte complicat. Trebuie să faci psiholog. Să iei psihologul meu. Da. Moment romantic numărul 2. Când aș renunța la... Gen, doar eu să n-am legătură cu netul, da? Da. Restul tu ți-ai. Da. Da, cred că da. Și renunța la net. Și eu la fel. Fără internet. Gen, hai să-mi zic alții ce se întâmplă și mai vorbim la telefon. Așa, ce ai prefera? Să câștigi la loto mulți, mulți bani sau să-ți întâlnești iubirea vieții? Sufletul pereche. Știi, să-mi întâlnesc sufletul pereche. Și eu. Noi sunt... A, am vrut să spun, suntem foarte diferiți, știi, dar... Cum crezi că aș vrea să câștig la loto dacă ar exista o șansă să-mi întâlnesc sufletul? Cred că l-am întâlnit deja, da. Serios? Așa. A, moment numărul 3 stricat din nou de mine. Ce alegi? Să mănânci doar carne pentru tot restul vieții sau doar legume pentru tot restul vieții? Și dacă nu mănânc carne, nu mănânc legume. Dacă mănânci carne, nu mai mănânci legume, mănânci doar carne. Dacă mănânci legume, mănânci doar legume. Ok, aș la carne. Și eu, bravo. Nice. Eu nu mănânc carne oricum, de 2 ani. De eu țin post. Ți-i post? Exact. A, ce tare, a, deci cu de toate, post, post. Exact, fără carne, deci dai seama că n-ar fi rău. Deci mai... ești vegană, da? Vegetariană, da. Că avem mai multe lucruri în comun. Păi vezi? Ce? Moment romantic numărul 4. Da. Ai prefera să avem și momentul 5 romantic sau ai prefera să nu-l avem? Da, păi că să fii impar. Iaaa! Referință, melodie, link în descriere. Îți mulțumesc foarte mult. Nu, eu îți mulțumesc că existi și că ne... Cânti frumos. Nu, mersi mult și a fost primul vlog, deci, care l-am avut, deci a fost. Vezi? Va rămâne în sufletul tău? Și a meu și a tău, sper. Moment romantic numărul 5. Mersi mult, am încheiat vlogul. Ce faceți? Bine, ce vorbiți? Marca, făcea momente romantice exact. Cu mine. Și parcă mișa. M-am băgat eu, îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Eu sunt Laura. Iar eu sunt Marc. Asta ce a fost? Ce a fost asta? Nimic, continuă. Deci acum că ați văzut toate momente romantice. Mă. Dai numărul tău de telefon? Și așa, vai. Nu l-am, că l-am căutat în telefon, că voia să te sună în drum spre ei și nu l-am, îți jur că nu l-am. Mersi mult tuturor care ne-au... Sunt ca un diplomat și vă mulțumim mult de tot că v-ați uitat exact. Și ascultați muzica lui Marc în continuare. Și vlogurile Laurei. Și nu doar vlogurile, vezi că mă bâlbe. Normal. Bine, pupii. Ceau, bye. Mersi mult. Mersi. Mă copii. Ce? Ce ai zis? Mă copii. Nu, dar mi s-a părut un pupii interesant, așa, random. Gata. Asta a fost? Da, asta a fost. Mai vrei să adaugi ceva? Nu. Ai muncit și azi. Dau numărul de telefon.